Iată ce spune Evanghelia. S-a apropiat Iisus de Ierihon. Ierihon înseamnă și păcat. Spune că un om cobora de la Ierusalim la Ierihon. Deci a lăsat Ierusalimul, partea de sus, și a coborât spre partea pământească. Și mi-a plăcut expresia cuiva. Verticalitatea înseamnă lumină și orizontalitatea înseamnă întuneric. De ce? Că vii spre umbră, te bagi spre pământ. De-aia crucea are un braț vertical și un orizontal. Pe verticală ne suim toți când ne-am desăvârșit, pe orizontal alergăm toți lângă cruce ca să urcăm, să găsim vârful acela, să o luăm în sus. Se spune că orbul auzea. Toată mulțimea care trecea și întreba de ce este acest forfot, de ce este acest zgomot, de ce este această agitație. Deci deși el n-avea vederea ochilor, simțea freamătul și tumultul. Și cineva i-a spus, trece Iisus Nazarineanu. Acest Iisus Nazarineanu, din punct de vedere istoric, putea să treacă cum ați fi dumneavoastră în biserică și cineva trece printre dumneavoastră. Dar în același timp, același Iisus Nazarineanu poate să treacă prin mintea omului, prin sufletul omului și prin inima omului, creind freamăt. De ce creind freamăt? Este prima întrebare care frământă toată creștinătatea. În ciuda faptului că avem atei și păgâni, în ciuda faptului că avem religii care sunt necreștine, în ciuda faptului că avem secte, în ciuda faptului că avem necredincioși și nepăsători, să țineți minte de la mine. Prima întrebare care frământă planeta este aceasta. Cine este acest Iisus? Ce este cu acest Iisus? De unde vine acest Iisus? Ce este cu această legendă a lui Iisus, care este înțeleasă în toate felurile de limbi, dar nimeni nu o pricepe așa cum trebuie? Ce vrea acest Iisus? Ce mesaj a lăsat acest Iisus? Și când se va mai întoarce acest Iisus? Dacă se va mai întoarce acest Iisus? Și ce va cere umanității? Indiferent, puteți dumneavoastră să spuneți ce vreți. Știința până astăzi creme cosmosul și îl învârte pe toată partea căutându-l pe Dumnezeu. Dumnezeu râde de dânsi și le dă un singur răspuns în Scriptură. Împărăția lui Dumnezeu este înăuntru vostru. Și de ce este înăuntru nostru? Vine un mare teoretician într-o zi, tot așa citeam un studiu, că dacă ai internetul ăsta găsești și pe dracu afișat acolo. Și spune așa, religia este o formă sau un opium de stăpânit popoarele și slăbiciunea minții umane, ca să vedeți expresie, creată de oameni, dusă la extrem de oameni, dusă la exagerare de oameni, dusă la imaginație de oameni, dusă la filozofie de oameni, dusă la spațialitate și hiperbolă de oameni. Și atunci mi-am pus întrebarea. Ori ăsta ce a scris articolul s-a născut în Groenlanda, în izbucul ăla de gheață unde stau urși polari, ori ăsta în viața lui n-a auzit de câteva lucruri elementare pe care biserica de 2000 de ani le urlă pe tot globul. 1. Sfânta Treime, care s-a arătat în chip vizibil la stejarul mamvrii lui Avram. Că dacă nu s-ar fi arătat, n-ar fi scris, că nu putea cineva să inventeze o poveste. Nu poate să fie o babă, zic că Dumnezeu prășa în fundul grădinii la ea. 2. Sfânta lumină de la Ierusalim, care nu poate nimeni ascunde, nici sub obroc. Nu-i poate nimeni pune nici sacul pe ea. Care în fiecare an, de Paștele creștin, și când vorbesc de Paștele creștin, vă fac această remarcă a minții ca să o aveți în minte. 14 Nisan, prima duminică după lună plină, așa cum s-a întâmplat în vremea lui Iisus, când Iisus s-a răstignit pe cruce. Asta e calcularea datei Pascaliei. Pascalia nu e o onomastică. Altă orbire de genul acesta s-a făcut o statistică, sau mă rog, era o mare reuniune din asta umană, în care s-au întâlnit capii bisericilor, sau nu știu cine s-a întâlnit să pe acolo prin Occident, să pună o zi fixă a Paștelui. Da, onomastica ți-o pot sărbători cu zi fixă. Iisus a venit îngerul la Maria la 25 martie și la 25 decembrie a născut. Atât aduce o femeie sarcină, 9 luni.
Nu știu dacă o zi în plus sau minus, asta e treaba ei. Ei, s-a stabilit că la 25 decembrie s-a născut Iisus Hristos ca să fie 9 luni firești a unei sarcini în pântecele femei. Dar Paștele nu este fenomen biologic. Paștele este fenomen divin. Prin 24, spun bătrânii, eu n-am prins că nu eram pe atunci. Când s-a îndreptat calendarul gregorian și cu cel iulian, probabil că atunci când au îndreptat calendarul, au umblat și la Pascalie în anul acela, au schimbat data Paștelui. Și Sfânta Lumină n-a mai venit după schimbarea datei, ci a venit după data care era stabilită, așa cum este hotărât în sinoadele acestea ale bisericii, nu făcute azi, ci făcute atunci și acum în primele 7 secole. Sinodul 1 ecumenic de la Nicea. Și atunci au înțeles că la acest lucru nu se umblă. Și de aici deducția că dacă pe cineva interesează unitatea sau dragostea sau pacea lumii sau pacea între oameni sau pacea între creștini sau pacea între toate națiile și neamurile lumii, este foarte simplă. Dacă asta este data Paștelui, ne îndreptăm toți spre ea că a stabilit-o Dumnezeu, n-am stabilit-o noi, El s-a răstignit, nu m-am răstignit eu să-ți spun ce dată vrei. Pe mine mă poți convoca, băi, am o onomastică joi, dar fiindcă miercuri e post, te chem duminică. Dar cu Paștele nu merge așa. Pentru că atunci când a înviat Iisus Hristos, îngerii le-au spus femeilor mironosițe doar două lucruri. Hristos nu mai este aici. Deci ați înțeles? El nu mai este aici. El nu mai are treabă prin ogradă, nu dă cu mătura și tai frunză la câmp. Este în lumina cea pururea fiitoare în care nu încape nicio umbră de schimbare. Și cu asta s-a spus tot. Restul cine vrea tâlcuiască cum îi place. Mergeți în Galileea și îl veți vedea așa cum v-a spus mai înainte de înviere. Atât. Cuvintele mele vor, cum cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece. Oamenii fac orice în lumea aceasta, dar numai voia lui Dumnezeu nu. Și de aceea v-am spus, orbirea despre care vorbim, sau freamătul, sau tumultul ăsta care frământă, ați văzut mari oameni de știință americani, mari, noi avem doi Dumnezei pe pământ, NASA și Uniunea Europeană. NASA știe tot ce se întâmplă pe planeta asta, cunoaște toate labirinturile Pământului, unde stau extraterestrii, cum se mulțesc extraterestrii, cum umblă OZN-ul, tot știu. Și Uniunea Europeană. Uniunea Europeană știe tot ce trebuie făcut pe Pământ, restul oamenilor sunt proști pe fața Pământului. Dar Dumnezeu din cer a venit și a spus așa, să n-ai alți Dumnezei afară de mine. Deci freamătul acesta pe care îl face Iisus în istorie, într-adevăr frământă și astăzi lumea. Într-adevăr și astăzi oamenii sunt frământați de prezența lui Iisus. Iar sparge icoanele, iar dărâma bisericile, iar decapita creștinii, ar șterge orice urmă, spune și în psalm. Și-au intrat cu săcuri și cu toboare și-au stricat jertfelnicul Domnului. Și-au întrebat, cine vă este vouă Domn? Și Domnul a râs de dânsii. De ce? Pentru că sfatul Domnului rămâne în veac. Ce repetam și altă dată. Ce înseamnă pe planetă o zi fără oxigen? Cine și-a pus întrebarea aceasta? Deschideți Psaltirea și citiți. Cel ce ai răsuflat și ai revărsat aerul. Deci are un stăpân, ăla nu vine de pe deal. Are un stăpân. Cel ce ai pus luminătorii cei mari, când am făcut luminătorii cei mari, soarele și luna m-au lăudat toți îngerii mei. Spune Domnul. Dacă alții știu altceva, să spună ei. Tot acest freamăt, tot acest tumult, toată această teamă de Iisus Hristos, care nu ține de acum, de 2000 de ani, răstihnește-L, răstihnește-L, nouă pe Varava să ne-L dai. Adică alegeți rău, nu alegeți dreptatea. Și ce le-a spus Iisus, mai țineți minte? Ierusalime, Ierusalime, cât am vrut să adun pe fiii tăi cum adună cloșca puii.
Dar v-ați încăpățânat și v-ați răzvrătit. Dar țineți minte că piatră pe piatră nu va rămânea din tine. Și a venit pe la anul 70, romanii au arat Ierusalimul, au dărâmat tot până în temelie, au izgonit tot ce era picior de evreu, de israelian, și a presărat sare. Și s-a împlinit cuvântul lui Iisus. Care mai mergeți la Ierusalim când mergeți spre Egipt? Dacă vă aduceți aminte la Qumran pe partea dreaptă, pe partea dreaptă, este Masada, marea, ca să spun așa, cetate de rezistență care a fost a poporului lui Israel. Până acolo s-au retras. Au avut romanii răbdare să-i asedieze 2 ani de zile, au cărat pământ cu patașca, cum spunem noi la țară, că nu era pe vremea aia camion cu cupă și din ăsta mare, cum se numește, mașină de aia puternică, tir din ăla pe roți. Autotren de asta, cu motor. Au umplut distanța dintre 2 dealuri, au făcut o dreaptă, s-au suit în cetate, dar deja erau morți, uciși, unii s-au sinucis, numai să nu cadă în mâinile romanilor. Și în felul acesta a fost răzbunarea de dură, doar pentru simplu fapt, că n-au ascultat cuvintele Mântuitorului. Acum eu nu știu, istoria să fi vrut așa, prorocia Mântuitorului să fi vrut așa, dar iată că acest Iisus pe unde trece mereu face rumoare. Și astăzi face rumoare. Cei cu atâtea biserici, cei cu atâția credincioși, cei cu atâția fundamentaliști, cei cu atâția ortodoxi, cei cu atâtea tradiții, cei cu atâtea troițe. Stați că încă nu s-a dat decretul să vă stricați troițele de prin intersecție. O să vină și aia într-o zi, că spune că se smintește cel ateu și n-ai voie să-și clătească ochii în vreo troiță să se smintească. Găsesc ei metode, stați liniștiți. O să vină într-o zi o lege tot pentru Iisus. Să nu mai ții icoană, să n-ai cruce la gât, să nu-ți faci cruce pe stradă. Poate nu o să trebuiască să mai fie cruce pe biserică, poate nu o să trebuiască să mai bați toaca și clopotul. Acestea nu sunt grele de inventat. Ele sunt la îndemâna oricui. Un nebun la cârmă și dezordinea bălângăne și hărându-i peste tot. Cum spune psalmistul David, când oamenii de nimic se urcă sus, nelegirea o găsești pretutindenea.